E duminică dimineață. Milioane de creștini români celebrează astăzi învierea Domnului nostru Iisus Hristos. La nivel mondial putem spune că miliarde de creștini celebrează învierea Domnului nostru Iisus Hristos. În România să știți că sunt peste 30.000 de biserici din toate cultele denominaționale care în dimineața aceasta celebrează într-un fel sau altul învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Peste 30.000 de biserici și milioane de oameni, milioane de români, mă refer în mod deosebit la țara noastră, în dimineața aceasta, dragilor, să știți că ei în mod direct sau indirect celebrează pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Toate aceste biserici sunt dedicate acestui nume. Și spre surprinderea dumneavoastră și surprinderea mea și a noastră, a tuturora, să știți că acest personaj, această personalitate mare a istoriei, nu este român, nu este nici moldovean, nu este nici bucovinean, nu este nici englez, nu este nici american, este evreu și este Fiul lui Dumnezeu. Numele lui este Iisus Hristos. Ciudat faptul că în România noi nu celebrăm un român, celebrăm un evreu care a trăit pe pământ, a murit și a înviat și este viu în vecii vecilor, binecuvântat să fie numele lui. Când studiem Scripturile și deschidem Noul Testament, dragilor, trebuie să ne gândim la atitudinea plină de bucurie pe care o aveau primii creștini. Noul Testament, dragilor, ne impresionează de atmosfera plină de bucurie și de încredere în Cel care a înviat dintre cei morți. Primii creștini, să știți că nu s-au caracterizat de pesimism, n-au fost caracterizați de pesimism. Primii creștini au fost caracterizați de victorie, Pavel spune, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Asta e un sentiment de victorie. E un sentiment de celebrare, nu un sentiment de pesimism. Pe de altă parte, în alt loc, Scriptura spune, în toate aceste lucruri, adică în mijlocul împotrivirilor, în mijlocul pericolelor, chiar dacă trecem prin suferință, spunea mai devreme fratele Florin Pascariu, Cuvântul lui Dumnezeu spune, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Și acela care ne-a iubit este Hristos. Pe de altă parte, tot apostolul spune, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna în carul lui de biruință în Hristos. Apoi mesajul celor 7 biserici din Apocalipsa, dragilor, să știți că se termină cu o promisiune specială. Celui ce va birui. Celui ce va birui. Ce găsim aici? Victorie, cucerire, triumf, biruință. Acesta a fost vocabularul primilor creștini care au urmat pe Domnul cel înviat. Binecuvântat să fie numele Lui. Dragilor, despre Domnul Iisus Hristos știm următoarele. El s-a născut într-un sat obscur. Apoi a trăit într-un alt sat, unde a lucrat ca tâmplar până la 30 de ani. Nu a stat, a lucrat ca tâmplar până la 30 de ani. Apoi, timp de 3 ani și jumătate, a fost un predicator itinerant, cel mai bun predicator pe care l-a cunoscut lumea vreodată. Nu a scris niciodată o carte, Domnul Iisus Hristos. Nu a ocupat niciodată o funcție. Nu a întemeiat niciodată o familie. Nu s-a gândit la aspectul căsătoriei, la copii. Nu a mers la facultate, cum cei mai mulți dintre noi am mers și am obținut anumite diplome și realizări în domeniul acesta. Pe de altă parte, avea doar 30 de ani când valul opiniei publice s-a întors împotriva lui. Prietenii lui au fugit, a fost predat dușmanilor săi și a trecut prin batjocura unui proces. Un proces nedrept. A fost bătut în cuie la o încrucișare între doi hoți, între doi tâhari, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și în timp ce el era pe moarte, în mod paradoxal, călăii lui au tras la sorți pentru haina sa. Singura lui proprietate pe care o avea pe pământ. Dragilor, uitându-ne la Domnul Iisus Hristos când a murit, a fost îngropat într-un mormânt împrumutat, nici măcar un mormânt nu a avut. Un mormânt împrumutat de la un prieten. Însă, după 3 zile, cuvântul lui Dumnezeu spune că Iisus Hristos a înviat. Și astăzi, dragilor, el rămâne figura centrală a rasei umane și liderul progresului omenirii. El rămâne astăzi figura centrală a rasei umane și liderul progresului omenirii. Toate armatele care au mărșăluit vreodată, toate marinele care au navigat vreodată,
toate parlamentele care au existat vreodată, toți regii care au domnit vreodată, toate la oaltă, nu au influențat atât de mult viața omului pe această planetă cât a influențat el întreaga omenire. Binecuvântat să fie numele Lui. De ce credeți, dragilor, în dimineața aceasta că acest singur om a avut un efect atât de important asupra societății noastre? De ce credeți? Ei bine, aș dori să sugerez că răspunsul la această întrebare se află în evenimentele pe care le sărbătorim de Paște. Scripturile ne spun, au ucis pe acest Iisus, pironindu-L pe cruce, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și tocmai prin înviere El devine și rămâne figura centrală a rasei umane și liderul progresului omenirii. Dragilor, în favoarea sa, ca adevăr viu, să știți că există dovezi atât de copleșitoare, există dovezi pozitive, există dovezi faptice, încât nici cel mai bun juriu, nici cel mai inteligent juriu din lumea aceasta nu ar putea să dovedească că învierea Domnului nostru Iisus Hristos nu este un fapt real. Nimeni n-ar putea să dovedească vreodată că învierea Domnului nostru Iisus Hristos nu este un fapt real. Hristos se diferențiază categoric de toți ceilalți lideri religioși din lume. Și anume, Mohamed a murit, Buddha a murit, Confucius a murit. Adepții lor nu au susținut niciodată că vreunul dintre acești lideri ar fi înviat dintre cei morți. Iisus a murit, spune Scriptura, dar a înviat, iar urmașii săi au mărturisit despre acest eveniment. Apostolul Pavel, dragilor, când vorbește despre mesajul creștin, el spune în felul următor: pentru că ceea ce am primit, ți-am transmis ca primă importanță, și anume, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat, că a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Petru și apoi celor 12. După aceea, spune cuvântul Domnului, El s-a arătat la mai mult de 500 de frați în același timp, dintre care cei mai mulți încă trăiesc, deși unii au adormit. Apoi s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor și în ultimul rând, spune apostolul Pavel, mi s-a arătat și mie. Dar nu în ultimul rând Pavel, că ni s-a arătat și nouă. Ni s-a arătat și nouă. Deci după socoteala mea, în perioada respectivă, cel puțin 514 bărbați l-au văzut după înviere, în afară de femei, pentru că aici se vorbește în mod deosebit doar despre bărbați. Dragilor, învierea Domnului nostru Iisus Hristos este cel mai bine atestat fapt din istorie, cea mai mare victorie din istorie. Dar învierea, să știți că nu este doar un fapt istoric, este mai mult decât atât. Și ca să ne putem bucura pe deplin în dimineața aceasta de înviere, trebuie să ne aducem aminte cât de importantă este, dar pe deasupra, trebuie să ne aducem aminte și de ravagile pe care moartea le-a făcut. Dragilor, moartea a fost concepută în ispita lui Adam și în ispita Evei. În momentul în care au păcătuit, spune Scriptura, acolo se consemnează apariția ei, acolo se consemnează nașterea ei, debutul ei, acolo apare moartea pentru prima dată, printr-un singur om, Adam. Spune Scriptura, păcatul a intrat în lume și moartea prin păcat. Să știți cumva că tatăl morții este păcatul și bunicul morții este diavolul. Așa găsim noi în Scripturi. Așadar, în ziua în care Adam a păcătuit, a căzut în ispită și a păcătuit, în casa diavolului s-a născut un băiețel pe nume Moarte. Acolo a apărut moartea în istoria consemnată. Până să intre moartea și să facă ravagile ei, dragilor, să știți că lumea înainte de moarte era un loc plăcut. Nu erau spini, fără ciulini, nu erau dureri, nu era suferință, nu era travaliu. Pentru cei care nu iubesc munca, să știți că era un loc fără muncă. Rodul pământului s-a dat de bună voie și din belșug. Corpul uman, care astăzi este deteriorat de cancer, de boli, de neputințe, de slăbiciuni, de vulnerabilități, corpul uman a fost făcut perfect pentru a rezista de-a lungul eternității. Dar moartea a schimbat totul. A adus cu ea spine, a adus cu ea ciulini, durere, travaliu. Corpul uman a început să se degradeze și să se deterioreze din cauza păcatului. Dragilor, moartea a fost foarte activă în primii săi ani. Cain l-a omorât pe Abel, spune Scriptura. Și astfel moartea devine cel mai crunt
cel mai puternic prădător de pe fața pământului. Moartea a început să urmărească necruțător fiecare victimă, fiecare persoană care s-a ridicat vreodată în istoria aceasta. Moartea a prins oameni în ghearele ei nemiloase și a dus pe oameni în putregaiul și mocirla mormântului. Vorbim în dimineața aceasta ca să înțelegem cât de importantă este învierea. Vorbim despre tragedia pe care moartea a dus-o printre noi, printre oameni. Dragilor, moartea este văzută zi și noapte mergând încoace și încolo pe tot pământul, urmărindu-și prada. În dimineața aceasta, pe grupul de slujitori, fratele Eli, care a fost de serviciu, a trebuit să asiste la o intervenție. Un bloc din București a luat foc, din nefericire, nu o spunem ca formă de ofensă, cineva a fost azi noapte, a luat lumină, a pus lumânarea în balcon, balconul s-a aprins în flăcări și persoana respectivă a murit. Moartea este cât se poate de evidentă. Vedeți? Fratele nostru a intervenit acolo, însă nu s-a mai putut face absolut nimic. Moartea pândește în umbră sufletele oamenilor ca să le prindă în strânsoarea ei. Moartea este, dacă vreți, teroarea nopții. Moartea nu are favoriți, nu are prejudecăți, se aruncă peste tineri, peste bătrâni, bărbați și femei, copii deopotrivă. Peste toate rasele, peste bogați și săraci, peste oameni sănătoși și bolnavi. Numai când menționăm numele moarte, muritorul începe să simtă un fior, începe să tremure. Moartea se poate lăuda, dragilor, că dintre miliardele de bărbați și femei care au trăit pe acest pământ, doar doi au scăpat din ghearele ei. Enoch și Ilie. Moartea a lovit cu teroare în inimile oamenilor. Peste 110 miliarde de oameni, după statistici, au murit. Doar doi au scăpat de moarte, Enoch și Ilie. Însă, dragilor, în dimineața aceasta vom vorbi despre ziua în care moartea a murit. Vom vorbi despre ziua în care moartea a murit. Și cum spuneam mai devreme, dovezile istorice ale învierii Domnului Iisus Hristos sunt de necontestat și astfel, în dimineața aceasta, vă aduc fără îndoială cel mai neobișnuit mesaj de Paște pe care l-ați auzit vreodată. Ziua în care moartea a murit. Ziua în care moartea a murit. Întâi de toate. Ziua în care moartea a murit, să știți că a fost ziua în care moartea și-a întâlnit stăpânul. Ziua în care moartea și-a întâlnit stăpânul. Spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când Domnul Hristos era atârnat pe lemnul crucii, Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Înțelegem prin acesta că El a murit. Da? Niciun contemporan de-al nostru care l-ar fi văzut pe Hristos murind pe cruce, nu ar fi crezut că cel răstignit este un cuceritor. Uitați-vă la crucifix, uitați-vă la imaginea crucii, uitați-vă la Hristos întins și străpuns pe cruce, privat de orice libertate de mișcare, atârnând între cuie, între doi tâlhari, uitați-vă la Domnul Iisus Hristos țintuit acolo, lipsit de putere, acolo pare să fie o înfrângere totală, acolo nu am putea în prima instanță să vorbim despre victorie. Dacă am vorbit despre victorie în prima instanță, aceasta este, victoria este de partea mândriei, de partea prejudecății, din partea invidiei, de partea răului, de partea urii, de partea lașității și a brutalității. Acolo pe cruce Hristos era respins de națiunea lui, trădat și tăgăduit și părăsit chiar și de ucenicii lui și executat prin autoritatea procurorului roman. Aici, dragilor, găsim imaginea descrisă de către Isaia, disprețuit și părăsit de oameni. Om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Însă ceea ce pare și în realitate a fost, să țineți minte ce vă spun, însă ceea ce pare și în realitate a fost înfrângerea binelui de către rău, de asemenea, și cu mult mai multă certitudine, înfrângerea răului de către bine. A fost și o înfrângere a binelui de către rău, dar cu mai multă certitudine spunem în dimineața aceasta că a fost o înfrângere a răului de către bine. Spunea John Stott atât de frumos, biruit acolo, el însuși biruia. Zdrobit de puterea nemiloasă a Romei, el însuși zdrobea capul șarpelui. Victima a fost cel care repurta victoria, iar crucea este și acum tronul de pe care el conduce lumea. Dragilor, să știți că Domnul Iisus Hristos nu a fost luat prin surprindere de acest moment groasnic. El a știut ce se va întâmpla. Știa că va avea parte de o moarte violentă și prematură, dar o moarte cu un scop precis. El a știut că va muri datorită ostilității conducătorilor naționali evrei.
Ostilitatea acestora a fost dovedită chiar de la începutul lucrării Mântuitorului. El a știut că va muri, deoarece acest lucru stătea scris despre Mesia în Scripturi. Fiul omului negreșit se duce după cum este scris despre el. El a știut că va muri și pentru că a fost alegerea sa voită. El a hotărât să împlinească ceea ce era scris despre Mesia. Oricâtă durere ar fi implicat aceasta. Moartea lui, să știți, dragilor, că nu este o urmare a concepției sale fataliste și nici a unei inclinații spre martiraj. Nu era înclinat spre martiraj, ci pur și simplu el a hotărât întru totul să facă voia Tatălui. Suferința și moartea lui nu aveau să fie lipsite de scop. El a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Toți de aici am fost pierduți într-o zi. El a venit să moară pentru mântuirea păcătoșilor. Așadar, dragilor, în dimineața aceasta, deși știa că trebuia să moară, acest lucru s-a întâmplat nu pentru că el a fost o victimă neajutorată a forțelor răului care s-au aliniat împotriva lui, care au complotat împotriva lui sau unei soarte neînduplecate, ci pentru că de bună voie l-a îmbrățișat planul Tatălui de mântuire, de răscumpărare a păcătoșilor. Aceasta a fost perspectiva Domnului Iisus Hristos asupra morții sale. Să știți că în ciuda importanței învățăturii Domnului nostru Iisus Hristos, a exemplului personal, a modului în care a avut compasiune și putere în lucrarea sa, niciuna dintre toate acestea nu are o importanță mai centrală și vitală în misiunea sa, precum gândirea care domina în el și gândirea aceea, să știți că nu a fost una în care el și-a exprimat dorința să trăiască, trăirea vieții, ci ideea de a-și o dărui pentru noi, slavă Domnului. Însă pe de altă parte să fim foarte atenți că mai există la polul opus, mai există o activitate. Moartea în umblarea ei pe întreg pământul a primit vestea că al patrulea om din foc, din cuptorul încins al lui Nebucadnețar, cel pe care n-a putut să-l ucidă prin cuptorul respectiv, s-a întrupat, a luat chip de om și a venit cât mai aproape de zona în care el ar fi putut să fie biruit. Vedeți, diavolul a încercat gândindu-se că acel al patrulea om din foc s-a întrupat și este printre oameni, s-a gândit că este șansa lui să-l prindă și să-l doboare. Vedeți? Spune cuvântul lui Dumnezeu că moartea i-a dat târcoale de la naștere. Moartea a venit la urechile lui Rod și i-a spus în felul următor: ucide toți pruncii. Ucide toți pruncii pentru că cel al patrulea om din cuptorul lui Nebucadnețar s-a întrupat și devine un pericol pentru noi toți. Ucide pe toți pruncii. A venit moartea la urechile lui Rod. Apoi le-a șoptit celor din Nazaret când Domnul Iisus Hristos a citat din Isaia și a zis că astăzi s-au împlinit aceste lucruri, Duhul Domnului este peste mine și misiunea mea este să fac numai bine. Oamenii l-au scos și l-au dus pe sprânceana muntelui și a vrut să-l arunce de acolo. Moartea le-a șoptit la ureche: ucideți-l pe Hristos, aruncați-l de pe sprânceana muntelui. Apoi, dragilor, moartea a venit direct în persoană la Domnul Hristos și i-a zis Domnului Hristos: aruncă-te de pe templu, aruncă-te de pe templu, numai să saboteze planul de mântuire a lui Dumnezeu. Apoi un gând, dragilor, a lovit-o profund pe moarte. Se gândea moartea în felul următor: dacă a venit în trup, e șansa mea să-l prind, este al meu. Chiar dacă toate încercările anterioare au fost zadarnice, moartea simte că acum este momentul potrivit. Ultima săptămână din viața Domnului nostru Iisus Hristos a fost o săptămână în care moartea a crezut pur și simplu că îl va prinde în ghearele ei. Dragilor, moartea este invizibilă, dar este activă. Uitându-ne la procesul în care a fost implicat Domnul nostru Iisus Hristos, putem vedea moartea în timp ce suflă în urechea lui Iuda, spunându-i în felul următor: vinde-l pe Hristos, vinde-l pe Hristos, trădează-l pe Hristos. Să știți că moartea vine și la urechile noastre, vine și la urechile creștinilor și spune: vinde-l pe Hristos pentru 30 de arginți, pentru 3.000 de dolari, pentru 10.000 de dolari, vinde-l pe Hristos. Trădează-l pe Hristos, spune cuvântul lui Dumnezeu. Apoi s-a dus la urechile celorlalți, la urechile marilor preoți, da? Și le-a spus: răstigniți-l, faceți toate demersurile să-l ucideți pe acest personaj. Putem vedea moartea în spatele tuturor celor implicați în mod direct în condamnarea Domnului nostru Iisus Hristos. Putem vedea moartea în timp ce mergea împreună cu gardieni în grădina Ghețimaniului.
Moartea, dragilor, dacă vreți, mârâia și râgnea în momentele respective. Încerca din răzputeri să-l intimideze și să-l terorizeze pe acest fiu al lui Dumnezeu, însă, dragilor, Iisus o privește drept în ochi și nu tresare, pentru că nu există niciun indiciu al fricii în persoana Mântuitorului, binecuvântat să fie numele Lui. Acest Iisus are aspectul unui cuceritor. Moartea este cea care simte tremurul de frică. S-ar putea să-și fi întâlnit în sfârșit stăpânul. Moartea a șoptit, dragilor, la urechile mulțimii nebunite, strigând prin gura lor: răstignește-l, răstignește-l, eliberează-ne pe Baraba. Falsul fiu al tatălui, spuneam zilele trecute, să fie sângele acestui om, Iisus, pe mâinile noastre și pe mâinile copiilor noștri. Cumva moartea se pregătește să sărbătorească. Moartea spune: este aproape al meu, îl voi devora, îl voi distruge, voi face ca planul lui Dumnezeu să nu aibă niciun efect. Moartea strigă de bucurie și jubilează când aude că Pilat spune: biciuiți-l și apoi răstigniți-l. Cu fiecare bătaie de bici, dragilor, cu fiecare lovitură, moartea s-a aruncat asupra trupului Domnului nostru Iisus Hristos, dar n-a putut să-l biruiască. Moartea împreună cu Satana și demonii lui au fost prezenți când Hristos a fost așezat pe cruce. I-au strigat de bucurie în interiorul lor când brutalul soldat roman punea cuiele în mâinile și picioarele Domnului nostru Iisus Hristos. Însă niciuna din săgețile diavolului nu-l atingea cu adevărat pe Hristos. Demonii, diavolul, moartea au râs când crucea lui Hristos a fost ridicată și apoi scăpată la loc, bruscând trupul Domnului nostru. Dar au stat departe de cruce, ca să nu cadă peste ei o picătură din sângele lui Iisus, pentru că în sângele lui Hristos este putere. În cele din urmă, în mijlocul agoniei lui Hristos, el s-a zbătut să-și capete suflarea suficient pentru a spune două lucruri: Tată, iartă-i. Și apoi s-a terminat. Spune Scriptura că în cele din urmă și-a plecat capul și a murit. Și cum spuneam mai devreme, soarele a refuzat să strălucească. Pământul a suferit convulsii. Păsările și-au încheiat cântarea. Îngerii din rai stăteau uimiți în timp ce Creatorul, Fiul lui Dumnezeu, s-a prăbușit și a murit. Cohorta de demoni a izbucnit. Cel care îi teroriza pe pământ, cel care i-a alungat din oameni, cel care le-a limitat activitatea, cel care i-a alungat în porci, a murit. Dar ceva îi tulbură pe demoni. Ceva îi neliniștește, dragilor. Atmosfera aceea era de delir, de nesiguranță, de haos, pentru că peste imaginea aceasta a Hristosului mort, să știți, dragilor, că răsunau cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos: distruge acest templu și îl voi ridica din nou în 3 zile. Acum locuința morților era gata să primească un nou prizonier. Un prizonier al morții, însă locuința morților este zguduită de o prezență divină, dragilor. O ființă dumnezeiască pășește pe cele mai sinistre și tenebre teritorii ale morții. Nu era Samuel, ridicat de o vrăjitoare care cheamă morții, ci este stăpânul morții, este stăpânul atotputernic, este biruitorul morții, este Iisus Hristos. Prin moarte Hristos nu este deposedat de puteri, dragilor. Nu coboară ca un întemnițat spre locul pierzării, ci este cuceritorul care vine să rezolve problema capitală a morții și a păcatului. Aleluia! Porțile, dragilor, păzitorii porții sunt deposedați de chei. El a luat cheile locuinței morților. Pe pământ s-a făcut liniște. Acțiunea s-a mutat în locuința morților, acolo se dădea lupta, acolo era marea confruntare, stăpânul privea moartea în ochi, eliberează prizonierii de război, sfinții sunt eliberați, au înviat și s-au arătat în cetate, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și mai mult decât confruntarea dintre Chivot și Dagon, când azdodenii au găsit pe Dagon întins cu fața la pământ înaintea Chivotului Domnului, tot astfel moartea și diavolul, fiți atenți și vă spun acum, îngenunchează înaintea lui. Recunosc domnia lui și puterea lui. Și apoi, după cum capul lui Dagon și cele două mâini au fost tăiate și lăsate pe prag, tot astfel Hristos a zdrobit capul șarpelui și brațele morții au fost tăiate. Puterea ei de a reteza viața i-a fost anulată. Activitatea a fost limitată, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii.
El este cuceritorul. El nu intră ca un întemnițat în locuința morților, ci intră ca un victorios, binecuvântat să fie în numele Lui. Toți întemnițații au văzut această victorie. Printre cei întemnițați, dragilor, se aflau regi, luptători celebri, militari, viteji, săraci și bogați. Toți asistau la cea mai mare confruntare. Moartea, în sfârșit, și-a întâlnit stăpânul și a fost înfrântă. Aleluia, Hristos e viu! Binecuvântat să fie în numele Lui. Ziua în care moartea a murit, în acea imagine a tragediei, dragilor, acolo era triumful. Noi vedeam pe unul părăsit de oameni, alungat, atârnat pe lemnul crucii, disprețuit, în plină suferință, în plină agonie, și spuneam, victoria aici este de partea răului. Demonii celebrează, dar era delir în lumea lor. Pentru că atunci când Hristos a murit, el, direcția Lui a fost locuința morților. Și n-a intrat ca un prizonier care să se ducă la celula Lui, să stea acolo închis pentru eternitate, pentru că asta făcea moartea. O ființă dumnezeiască, dar nu Samuel înviat dintre morți de vrăjitoarea respectivă, ci Hristos, biruitorul morții, a coborât în locuința morților, dragilor, și a posedat de puteri moartea, pe diavolul, locuința morților și toate entitățile spirituale ale întunericului. Hristos este biruitorul. Să știți că printre întemnițați, cum spuneam, au fost regi, luptători celebri, militari, vitezi, săraci și bogați. Toți au asistat la victoria Domnului nostru asupra morții. Ziua în care moartea a murit a fost ziua în care moartea și-a întâlnit stăpânul. Și stăpânul morții este Iisus Hristos, binecuvântat să fie în numele Lui. Al doilea lucru pe care îl învățăm în dimineața aceasta este că ziua în care moartea a murit a fost ziua în care Hristos a înviat. Dumneavoastră trebuie să știți următorul lucru, că în momentul în care Hristos a murit, deja victoria asupra morții era dovedită. Crucea a însemnat biruință. Nu era încă adusă la suprafață să vadă omenirea, nu era încă publică, nu era încă demonstrată, nu era încă proclamată, dar moartea deja era învinsă. Spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci, în momentul în care Hristos a murit, mormintele s-au deschis, trupurile sfinților au înviat și s-au arătat în cetate. Asta înseamnă că o ființă dumnezeiască a coborât în locuința morților, că moartea și diavolul, precum Dadon, s-au aplecat la picioarele Domnului Iisus Hristos și a zis: Tu ești biruitorul, Tu ești cuceritorul, Tu ești învingătorul. În lumea noastră părea o tragedie, părea un eșec. În lumea spirituală deja victoria era evidentă și glorioasă, binecuvântat să fie numele Lui. Al doilea lucru pe care îl învățăm în dimineața aceasta este că ziua în care moartea a murit este ziua în care Hristos a înviat. Îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: Nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici. A înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede și spuneți ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morți. Iată că El merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Și cum spuneam mai devreme, crucea a fost o victorie câștigată, iar învierea o victorie confirmată, proclamată și demonstrată. Și vreau să repet lucrul acesta. Crucea a fost o victorie câștigată, iar învierea o victorie confirmată, proclamată și demonstrată. Dragilor, nimeni nu a putut vreodată să evadeze din închisoarea morții. Ca să ieși de acolo era imposibil. Trebuia să treci mai multe praguri și toate erau imposibile. Chiar și din cele mai mari închisori din lumea aceasta au fost oameni care au putut evada. Unii au trecut de gratii de gardieni, de zidurile înalte, de camerele de luat vederi, de armele gardienilor și au ajuns pe străzi în libertate. Dar din locuința morților nu putea evada nimeni, niciodată. Cei mai puternici oameni de pe planetă se zbăteau acolo în neputință. Regi, împărați, domnitori, militari, cuceritori, toți se zbăteau în neputință. Nimeni nu putea să treacă aceste praguri. A fost în imposibilitatea de a ieși de acolo. Ca să ieși de acolo, trebuia să depășești cel puțin 5 praguri. Primul prag de care trebuia să treci era diavolul. Era diavolul, cel mai mare dușman al oamenilor. Este cel care terorizează viața noastră prin frica de moarte. Este cel care agresează viața noastră. Este cel care distruge culturi, națiuni, oameni, bărbați, femei, copii.
un dușman aprig al poporului lui Dumnezeu, un dușman aprig al fiecăruia dintre noi. Diavolul și-a organizat armată și a trimis-o pe tot pământul să ruineze și prin moarte a reușit să îngenuncheze omenirea. Și primul care trebuia învins era diavolul, cel mai mare dușman al umanității, gardianul locuinței morților. Însă Hristos l-a biruit pe diavolul. Și să știți că nu doar în locuința morților. Hristos l-a biruit pe diavol rezistând întru totul ispitelor cu care acesta a încercat să-l ademenească pe Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a fost ispitit de către diavolul să câștige lumea, cum și noi suntem ispitiți. Câștigă lumea, fii un star, fii o stea, fii o personalitate, fii cineva în lumea aceasta, dar prin închinarea înaintea diavolului. Vedeți, diavolul a ispitit pe Hristos să câștige lumea prin închinare înaintea lui. A spus, aruncă-te la picioarele mele și îți dau toată lumea. Ai câștig garantat, vei fi cel mai de succes, dar prin închinare înaintea diavolului, fără cruce, fără durere, fără calvar, fără agonie, fără ascultare de Dumnezeu. Și aici Hristos a biruit. El a rămas în ascultare de Dumnezeu. Apoi a fost ispitit să evite crucea. Iisus a perseverat pe calea ascultării. Și noi suntem ispitiți să evităm crucea. Să găsim o cale mai ușoară a mântuirii, a eliberării, a vieții. Hristos a zis, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze în fiecare zi. Iisus, Domnul nostru, a fost perseverent pe calea ascultării și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Provocat de insultele și de torturile la care a fost supus, Domnul Iisus Hristos a refuzat categoric, dragilor, să se răzbune. A refuzat categoric să se răzbune. Prin dragostea sa, care s-a dat pe sine pentru alții, el a biruit răul prin bine. Amin. Și aici suntem chemați și noi să biruim răul prin bine. Când forțele combinate, când forțele aliate ale Romei și ale Ierusalimului s-au aliniat împotriva lui, el ar fi putut riposta, să știți că ar fi putut riposta la aceste puteri, prin forță. Însă el a refuzat să recurg la orice putere lumească. El a fost răstignit prin slăbiciune, cu toate că slăbiciunea lui Dumnezeu a fost mai tare decât puterea oamenilor, decât tăria oamenilor. Astfel, Domnul Iisus Hristos a rămas liber, necontaminat, necompromis. Diavolul n-a avut la mână cu nimic. În final, diavolul a fost biruit pe teritoriul său, chiar prin cruce. Un alt prag de care trebuia să treci erau domniile și stăpânirile întunericului. Moartea, îngroparea, învierea au constituit, dacă vreți, dragilor, triumful slăvit asupra tuturor oștirilor iadului și a satanei. El a trecut chiar prin tărâmul celui care este prințul puterii văzduhului și a oștirilor sale și le-a dezarmat, le-a dezbrăcat de putere, i-a anulat pe toți. Al doilea prag a fost biruit. Al treilea prag, dragilor, al treilea prag a fost decizia de condamnare a fiecărui întemnițat, zapisul despre care vorbește Scriptura și un comentator spune atât de frumos. Prin moartea lui Hristos pe cruce, legea care îi condamna pe oameni și-a pierdut autoritatea penală. Întrucât Hristos prin moartea sa a îndurat pentru om blestemul legii devenind sfârșitul legii. Un condamnat nu poate fi grațiat atâta timp cât zapisul există. Cât documentul care îl condamnă există. Nu putea să treacă nimeni de pragul acesta pentru că era un decret dat de Dumnezeu. Dar Hristos a venit și a anulat decretul acesta pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Și l-a anulat în mod public pentru că l-a pus în mod public să vadă toată lumea că în dreptul nostru, cei condamnați la moarte pentru eternitate, Hristos a adus libertate deplină și viață. Și în dreptul fiecăruia dintre noi scrie libertate prin Hristos, grațiere prin Hristos, eliberare prin Hristos. Moartea al patrulea prag, care a făcut ravagii cel mai mare și cel mai crunt prădător din istorie. Moartea. Hristos a biruit și moartea. Porțile locuinței morților erau atât de ferecate încât nimeni nu le putea deschide. Dar găsim în Apocalipsa în Ioan că el spune el a luat cheile din mâna gardianului și a deschis porțile. Ramses n-a putut să facă asta, chiar dacă a fost îmbălsămat.
Buddha nu a putut să facă asta. Mohamed nu a putut să facă asta. Confucius nu a putut să facă asta. Alexandru cel Mare nu a putut să facă asta. Napoleon nu a putut să facă asta. Hristos? Da. El a trecut de toate aceste praguri. Dragilor, Biblia spune că înainte de venirea zorilor, în dimineața zilei de duminică, cele două Marii au venit să vadă mormântul. Continuarea unei tragedii. De îndată ce le-au sosit, a fost din nou un mare cutremur de pământ, un înger al Domnului a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a stat pe ea. Gardieni, militari, oamenii aceia care erau instruiți, oamenii aceia care erau neînfricați, când au văzut ce se întâmplă acolo, spune cuvântul lui Dumnezeu că au leșinat, au căzut la pământ acei soldați neînfricați. Piatra a fost rostogolită, spune cuvântul lui Dumnezeu, dată la o parte, și să știți că n-a fost rostogolită dată la o parte ca să iasă Hristos de acolo, pentru că el putea să o dea la o parte fără nicio problemă. Dar Dumnezeu a trimis un înger și a zis, fă să fie o ceremonie înaintea tuturor, du-te jos și dă piatra la o parte, Hristos să iasă triumfător de acolo. Îngerul a dat piatra la o parte, știți de ce? Ca să vadă femeile că Domnul Iisus Hristos a înviat și este viu în vecii vecilor. Și să vedem noi astăzi că mormântul este gol. Și Hristos a biruit moarte. Nu vă temeți, îngerul le-a asigurat pe femei că n-au de ce să se mai teamă. Nu mai avem de ce să ne mai temem, dragilor. Gata cu frica, gata cu teroarea, gata cu panica, gata cu deznădejdea, gata cu frica de moarte. Cel pe care îl căutau era înviat, așa cum promisese. Veniți și vedeți locul unde zăcea Domnul. Iisus Hristos e viu. Dacă în dimineața aceasta te domină frica de moarte, dă-mi voie să spun că ar trebui să te liniștești. Hristos este biruitorul morții. El a înviat, este viu în vecii vecilor și El are puterea asupra morții. Nu trebuie să te mai temi. Pe de altă parte, El spune, El merge înaintea voastră, iată că El merge înaintea voastră în Galileea, capitanul mântuirii merge înaintea noastră. El este Cel care ne conduce, El este Cel care ne ghidează, El este Cel care ne călăuzește și ne duce pe drumul vieții. Nu prin gropile morții, binecuvântat să fie numele Lui. Și apoi spune, bucurați-vă, în dimineața aceasta trebuie să fim plini de bucurie. Pe când se duceau să le spună ucenicilor, li s-a arătat Iisus salutându-le cu un singur cuvânt. Bucurați-vă! Bucurați-vă în dimineața aceasta, dragilor! Era salutul obișnuit în greacă. După toate acestea spune cuvântul lui Dumnezeu că femeile au răspuns prin a-i cădea la picioare, închinându-i-se Lui. Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și s-au închinat. Aceasta este ziua în care moartea a murit. Ziua în care Hristos a înviat din morți. Ziua în care Hristos s-a ridicat din mormânt cu un mare triumf asupra dușmanilor Săi. El a răsărit biruitor din domeniul întunecat. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că El trăiește pentru totdeauna cu Sfinții Săi pentru a domni. A înviat, a înviat, aleluia! A înviat. Și în ultima instanță și ne apropiem de încheiere, dragilor, toate aceste lucruri pe care le-am adus înaintea dumneavoastră sunt extraordinare, dar pot fi departe de noi dacă nu le credem. Ziua în care moartea a murit este ziua în care moartea și-a întâlnit stăpânul. Stăpânul este Hristos. Ziua în care moartea a murit este ziua în care Hristos a înviat. Și ziua în care moartea a murit este ziua în care noi am crezut. Este ziua în care noi am crezut, ziua în care L-am acceptat pe Domnul Iisus ca Mântuitor, ca Domn în viața noastră. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Dragilor, vreau să vă spun că în ziua în care Hristos a înviat din morți, moartea pentru creștin a murit. Moartea pentru creștin a murit. Vă uitați la mine și nu înțelegeți. Cum adică a murit? Că toți trecem pragul ăla. Vom intra într-o altă perspectivă în dimineața aceasta. Eu sunt cel viu, a spus Domnul Hristos. Am fost mort și iată că sunt în viață pentru totdeauna și am cheile iadului și a morții. Și acum vreau să vă spun că biruința lui Hristos se extinde peste viața fiecăruia dintre noi atunci când începem să credem în El. Pentru că în orice convertire adevărată,
Există nu numai o întoarcere de la păcat la Hristos, ci și de la întuneric la lumină, ci și de la puterea satanei la Dumnezeu, ci și de la idol la slujirea Dumnezeului celui viu și adevărat. Există și o izbăvire de sub puterea întunericului în împărăția dragostei sale. Dragilor, fiecare convertire creștină implică o confruntare de puteri în care diavolul și moartea nu mai au efect devastator peste noi. Nu mai au efect devastator peste noi. Moartea nu trebuie să ne mai țină în teroare, căci Hristos a gustat din moarte pentru noi și a triumfat asupra ei în acea primă dimineață de Paște. Prima dimineață de Paște va fi cunoscută ca ziua în care moartea a murit. Moartea lui Hristos, dragilor, este omorârea morții, iar învierea sa, biruința și stăpânirea pentru totdeauna vieții cele veșnice și nestricăcioase. Hristos a surpat puterea diavolului de a-i stăpâni și de a-i teroriza pe oameni prin frica de moarte. Spunea un preot atât de frumos: și înviind ne izbăvește de veșnicia morții și a stricăciunii și ne dăruiește puterea de a învia și noi la sfârșitul veacurilor, când trupurile noastre înnoite și de-a pururi nestricăcioase vor fi înălțate la viața cea fericită, lipsită de suferință și nemăcinată de timp. Învierea este evenimentul cheie. Crede în dimineața aceasta și vei fi mântuit. Un musulman din Asia a devenit creștin. Și unii dintre prietenii lui l-au întrebat: de ce ai devenit creștin? El a răspuns: ei bine, să presupunem că mergi pe un drum și deodată drumul s-a bifurcat în două direcții și nu știi pe ce drum să mergi. Ați ajuns vreodată la o bifurcație de drumuri, la o răscruce de drumuri? Ați ajuns? Că n-ați mai știut ce să faceți. Așa a ajuns și acest musulman la o bifurcație de drumuri. Și spune el, le răspunde acestor musulmani: dacă ai întâlni doi bărbați la bifurcație, unul mort și unul viu, căruia dintre ei ai cere să-ți arate drumul? Toți au răspuns: celui viu. Au răspuns ei: dragilor, Mohamed e mort, Hristos e viu. Hristos e viu. La bifurcația de drumuri l-am întâlnit pe el, cel viu, cel care este calea, adevărul și viața. Pentru că Domnul Iisus a înviat, el este capabil să comunice cu noi. El este capabil să-ți spună astăzi pe ce drum să mergi. El îți călăuzește viața, viitorul, destinul. El rămâne alături de noi și își extinde biruința asupra morții și peste noi, ca să ne izbăvească de moarte. Scriitorul cărții Evrei spune astfel: dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtași la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau robiți pentru tot restul vieții lor. Dragilor, moartea pentru cel care aparține lui Hristos devine un prieten, nu un dușman. Moartea nu mai este de temut, deoarece se află sub puterea Regelui Regilor și a Domnului Domnilor și este aceeași putere care se manifestă și peste toți cei care cred în Iisus Hristos. Apostolul Pavel spune mai târziu: o moarte, unde ți este înțepătura, boldul, acul? O mormânt, unde ți este biruința? Înțepătura morții este păcatul, iar puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Dragilor, ca să înțelegem mai bine acest aspect al extinderii biruinței Domnului nostru Iisus Hristos asupra noastră, o să vă dau o ilustrație. Într-o zi, un tată se plimba cu cei doi fii ai lui într-un parc. În timp ce se plimbau, o albină a venit și l-a atacat pe fiul cel mare. Fiul cel mare, sigur că a început să gesticuleze, să-și tragă palme, venise chiar spre fața lui. S-a trântit la pământ, încerca să scape de albina respectivă să nu-l înțepe. Însă tatăl său a văzut că a fost deja înțepat în față de către albină. Spre surprinderea tatălui, albina s-a ridicat de pe fiul cel mare și s-a dus spre fiul cel mic. Fiul cel mic, când a văzut albina, și el a început să dea, s-a aruncat pe jos, așa cum ne aruncăm și noi uneori de disperare. Vom muri, suntem nenorociți, suntem terminați, suntem
Însă tatăl s-a dus la fiul cel mic și a zis: liniștește-te, Albina nu poate să-ți mai facă absolut nimic. Și a luat fiul mic de mână, l-a dus la fiul cel mare, l-a căutat pe obraz, a găsit acul acela mic și negru al Albinei, l-a scos de acolo și a spus în felul următor: nu mai are ac, nu mai are putere să te înțepe și pe tine. Hristos a fost înțepat de moarte pentru noi? Hristos a fost înțepat de moarte pentru noi? Și moartea, cu acul ei, acul morții a rămas în Hristos. Și pentru cei ce trăiesc în Hristos, dragilor, biruința se extinde peste fiecare dintre noi. La fel ca Albina, moartea și-a pierdut înțepătura. Pentru că Iisus ne-a luat locul și a murit moartea noastră. A fost înțepat de moarte, prin urmare nu mai trebuie să ne temem sau să ne fie frică de moarte. Dar moartea s-ar putea să zbârnească, să ne facă să ne speriem, să ne panicăm. Însă vreau să vă spun, dragilor, în dimineața aceasta, că moartea nu ne mai poate face rău. Hristos a fost înțepat pentru noi. Și astfel, noi trăim cu El pentru totdeauna. Binecuvântat să fie numele Lui. Vance Hanver, un predicator și savant în Biblie, invice echipa de închinare să vină în față. Din anii 1900 a spus: speranța de a muri este singurul lucru care mă ține în viață. De ce? Pentru că moartea nu ne mai poate ține jos, nu ne mai poate ține prizonieri. Moartea în această viață este doar o poartă către cer și viața veșnică în prezența Domnului nostru, pentru toți cei care cred în Iisus Hristos. Jucătorul profesionist de golf, Paul Azinger, a fost diagnosticat cu cancer când avea 33 de ani. Tocmai câștigase campionatul și avea 10 victorii în turnee în numele său. În cartea sa, Zinger a scris despre bătălia lui și a spus astfel: m-a cuprins un sentiment autentic de frică. Aș putea muri de cancer. Apoi, o altă realitate m-a lovit și mai tare. O să mor în cele din urmă, oricum. Fie de cancer sau de altceva. Este doar o întrebare: când voi muri? Tot ce am realizat în golf a devenit fără sens pentru mine. O boală îți poate anula toate victoriile. Tot curajul, tot entuziasmul. Tot ce voiam era doar să trăiesc. Dar el continuă să spună: am câștigat mulți bani de când sunt în turneu și am câștigat o mulțime de turnee, dar această fericire este întotdeauna temporară. Singurul mod în care vei avea vreodată mulțumire adevărată și fericire adevărată este atunci când intri într-o relație personală cu Iisus Hristos. Nu spun că nimic nu mă deranjează vreodată și că nu am probleme, dar am găsit răspunsul la groapa de 2 metri. Am găsit răspunsul la groapa de 2 metri. Hristos a biruit moarte. Vă invit cu respect să vă ridicați. Moartea și-a pierdut înțepătura, pentru că Iisus a fost întins pe lemnul crucii pentru noi toți. Poate te afli la o bifurcație de drumuri astăzi, terorizat de moarte, de eșecul păcatului, împovărat și nu știi încotro să iei. Sunt o mulțime de voci și de păreri care te cheamă într-o direcție sau alta, tot pe căi rătăcite. Este unul viu care te cheamă, spune: eu sunt calea, adevărul și viața. Și acesta este Iisus Hristos. În dimineața aceasta, prin predicare, prin cântare, prin tot ce am făcut, am venit să spunem public încă o dată, să proclamăm public încă o dată că Iisus Hristos trăiește. El este viu în vecii vecilor. Pe El îl alegem în dimineața aceasta și pe El vrem să-L urmăm pentru totdeauna. Ziua în care moartea a murit este ziua în care moartea și-a întâlnit stăpânul. Stăpânul morții este Iisus Hristos. Ziua în care moartea a murit este ziua în care Hristos a înviat dintre cei morți, cu moartea pe moarte călcând. Ziua în care moartea a murit este ziua în care am crezut fiecare dintre noi și biruința lui Hristos s-a extins peste fiecare dintre noi. Cântăm acest cântec și ne pregătim să stăm la masă cu Domnul. El trăiește de-a pururi. Este în mijlocul nostru în dimineața aceasta. El ne binecuvintează, ne întărește, ne spune: bucurați-vă în dimineața aceasta. Eu merg înaintea voastră. Nu vă temeți de moarte, este biruit. Nu vă temeți de nimic, eu sunt cu voi în fiecare zi a vieții voastre. O, Hristos trăiește și trăiește în noi, slavă Lui, glorie și mărire Lui.
Odată cu învierea Lui are puterea să ierte orice păcat. Sângele Lui ne curățește de orice păcat. Jertfa de ispășire a fost dusă la bun sfârșit. Marele preot Iisus Hristos este și astăzi printre noi. Slavă Lui!